doamnelor și domnilor, acesta este main eventul galei. Poreclii gladiatorul, campion al Austriei la MMA și deținător al centurii de campion în promoția Cage Fight Series. Omul care a venit la București pentru a-l învinge pe campionul Heroes din Austria, în colțul roșu, René Vollinger! Adversarul său nu este nimeni altul decât cel pe care fanii MMA-ul din România îl cunosc după numele de scenă Bombardierul, unul dintre cei mai longevivi luptători din România. O carieră de peste 15 ani la profesioniști, a luptat în cele mai mari promoții din lume ca Bellator, Bama, Cage Warriors sau ACB. Acum reprezintă steagul României în promoția Heroes din Constanța, via București, în colțul albastru, Ion Pascu! Habar n-aveau ce vorbeau, ne-au subestimat. Sperau să fim roboți ușor de programat. Să stăm cu turma, rezele le-am arătat. Degetele mijlocii, cum ne-a învățat Tupac. Uită-te acum la noi, cum se învârte roata. Fanii mafia, mai mulți decât armata. Conducătorii să ia clar amenințare, că acum majoritatea avem vârstă de votare. O plină omișoară, fără supărare, n-am nicio întrebare, știu că vorba cea mai tare. Românie, fă gălăgie, n-o să mai desmonani cu așa biografie. Când de pe stradă, în două decade, știm cine ne susține de la rău până la bine. Și doar pentru că n-am dat niciodată înapoi, trompetele să cânte pentru noi. Să cânte pe stradă. Tu mă cedili,
arbitrul întâlnirii este Yamato Zaharia. Un meci așteptat de publicul din România. Meciul dintre René Wollinger din Austria și bombardierul Ion Pascu din România. Pascu, cel mai bun luptător român de meu în acest moment, la sala polivalentă, cu spectatori, și-a dorit foarte mult să lupte într-o sală cu spectatori, după ce gala pe care, în care luptă, dar pe care o și organizează alături de Florian Ceafălău, a început anul trecut în plină pandemie și Pascu și-a dorit foarte mult să lupte la polivalentă în fața cât mai multor fani. Bună, dreapta lui Pascu, excelentă lovitura. Începe și cu loviturile joase de picior. Pascu, care se pregătește la Absoluto București și SBJ Ireland atunci când merge în Irlanda la sala lui Conor McGregor. Antrenat de Florian Ceafalău, Ciprian Chiru și Gabriel Bota de la Clubul Bombers pe partea de luptă în picioare de kickboxing. Da, se bagă bine aproape Pascu de adversarul său. Am crezut că o să se ducă la încercarea de ducere la sol la ambele picioare, dar a blocat bine Wollinger. A venit cu ambele brațe pe sub Pascu și a reușit să-i anihileze acestuia intrarea la picioare. Lovitură de genunchi din clinch. Da, Wollinger, un luptător cu un palmares foarte, foarte bun, austriacul, cu multe meciuri la profesioniști. Are 3 sau 4 victorii consecutive austriacul. Atenție la aceste lovituri, bună distanța menținută de Pascu. Da, o frontală bună pentru Pascu. Low kick acum, nu foarte puternică lovitura. Schimbă și schimbare de gardă, lovește și cu piciorul drept. Foarte bună repoziționarea lui Pascu. 1-2 sau 3-2, ce simți tu că-ți este? 1-2 sau 3-2? 1-2 sau 3-2, strigă de la margine Gabriel Bota, antrenorul lui de kickboxing, unul dintre antrenorii care a avut cea mai mare contribuție în cariera și în evoluția lui Ion Pascu. Încă o dată low kick și o dreaptă bună pentru Pascu. Da, a trecut razant pe lângă capul lui René Wollinger acea lovitură. Două croșe foarte bune a lui Pascu. Low kick acum. Wollinger îl așteaptă pe Pascu, încearcă o lovitură. Din nou acea lovitură din săritură. Distanță bună menținută de Pascu. Fentă și lovitură joasă de picior. Încă o lovitură de picior bună, da. 3-2-3, hai. Gabriel Bota i-a strigat de la margine să privească în jos și să lovească sus, să-l păcălească pe adversar și să-i trimită un high kick, o lovitură înaltă de picior. Un început ceva mai tactic pentru Pascu. E mare presiune pe el în fața atâtor oameni care au venit să-l vadă în main eventul galei, o gală pe care a și organizat-o și e grea această postură și de organizator și de luptător. Foarte bune loviturile lui Pascu. Încă una, dar și-a revenit austriacul. Low kick pe interior pentru Pascu. Sunt probabil fani de-a lui Pascu care deja au pariat pe o anumită situație, probabil pe o victorie în prima repriză pentru Pascu, ce le-ar fi adus o cotă mai mare. Brațele în cap pentru Pascu, defensivă foarte bună. Sunt curios dacă va mai încerca să ducă lupta la sol. Mai este doar un minut, probabil că nu mai are nici foarte mult timp. Bună acea lovitură și eu acum pentru Pascu. În stilul lui Sammy Shilta, a strigat pușcă de la colț. Este denumirea pentru Pascu. Bună și proiectarea. L-a dus ușor la sol pe Wollinger. Pușcă este denumirea pentru push kick, lovitura aceea împinsă, frontală, care a ajuns la ficatul austriacului, o lovitură pe care a făcut-o celebră în K1 Semi Shield.
Da, continuă cu aceste lovituri la capul adversarului Pascu. L-a blocat foarte bine acolo cotul lui Pascu în figura lui Wollinger. Da, o situație foarte bună. Pascu nu insistă foarte mult. Își dă seama probabil că nu mai sunt multe secunde din această repriză. Am intrat în ultimile 10. Da, îl obosește pe Wollinger, îl toacă un pic în aceste ultime secunde. Câteva lovituri trimise de Pascu și repriza se termină. Îl frângizește pentru repriza a doua. O repriză foarte bună, dominat austriacul. Pascu începe foarte bine acest match și ne așteptăm deja din a doua repriză să dureze ceva mai mult motoarele. Da, o pare foarte bine pregătit fizic Pascu în această seară. Unul dintre cei mai dedicați și cei mai muncitori sportivi vine cu plăcere la antrenamente la Absoluto București. Este genul de sportiv care își ajută colegii cu sfaturi, încurajează și unul dintre pașii cei mai importanți în această direcție este chiar această gală pe care a organizat-o și prin care dă șansa și altor sportivi să îi calce pe urme, șansa unei noi generații de sportivi care să reprezintă România la cel mai înalt nivel. Yamato Zaharia, arbitrul de centru în acest meci. Nu pare foarte afectat Wollinger, nu sunt semne. Da, și a revenit în această pauză. Pascu a început din nou cu acea lovitură la corpul adversarului de picior, acum un low kick pe interior. Câteva, încearcă cu brațul drept. Da, câteva fente încearcă să nu mai fie foarte predictibil în abordări. Foarte bună susținerea spectatorilor de aici, de la sala polivalentă din București, care scandează România, România. Bună lovitura mediană a lui Pascu, și-a unicat un pic adversarul său. Un nou avizat ficatul. Se întâmplă de multe ori atunci când ai primit o lovitură pe ficat, cum s-a întâmplat în prima repriză la Wollinger, ca o altă lovitură pe care chiar dacă o blochezi, blocajul să intre în ficat, în zona aceea, și să provoace o nouă durere, o nouă ducere la podea. Foarte intens de la colț Gabriel Bota, antrenorul pe partea de striking al lui Ion Pascu. La colț mai este și Ciprian Chiru, coleg și prieten al său, care se ocupă de partea de luptă din clinch și de partea de luptă la sol. Da, continuă să se apropie Pascu de adversar, ușor, ușor face cât un pas înainte, mai trimite cât o lovitură. Wollinger acum s-a deplasat destul de mult stânga-dreapta. Pascu încearcă din nou să vină aproape, low kick-ul. Foarte bun acest low kick, a intrat din plin. Cred că ar trebui să insiste mai mult cu aceste lovituri joase de picior. După ce iau aia de-o pot, pleacă stânga! Pleacă stânga, așa! Un pot pe el! Oh, ce frumos a fost dus la sol Wollinger. A prins acel mid kick și a făcut o scurtă răsucire din corp, ducându-l jos. E un procedeu des întâlnit în wushu, un stil în care Pascu a luptat cu succes. Unul dintre sportivii cei mai polivalenți a luptat cu succes în lupte libere, în kickboxing, în wushu, în MMA, în jiu-jitsu brazilian. Este campion mondial în jiu-jitsu brazilian la Abu Dhabi și prinde acum o kimura din demigardă. Să vedem dacă va reuși să separe brațele lui Wollinger. A reușit să-i izoleze mâna, a ajuns și deasupra lui. Se va duce probabil după un armbar, va încerca să finalizeze cu picioarele. Prinde, da, și finalizează victorie. Cu kimura. Da, este victorie excelentă această victorie a lui Pascu. Excelent, Pascu, victorie prin finalizare la sol, centură neagră în jiu-jitsu brazilian, Ion Pascu. Un sportiv, cum spuneam, complex,
din toate punctele de vedere, luptă în picioare, luptă în clinch, ducere la sol și iată în final lupta la sol. O evoluție excelentă pentru Pascu. Faptul că poate să ducă lupta acolo unde vrea este o mare calitate, este aportul luptelor libere. Se spune că luptele libere sunt cele care domină MMA-ul în acest moment, pentru că decide unde merge lupta. A prins această Kimura, a izolat brațul, a prins ambele brațe, a poziționat genunchiul peste pentru contra și a forțat umărul adversarului. Da, da, s-a văzut forța pe care o are Pascu în această reluare. Este un luptător foarte puternic, exact, dar și foarte agil în antrenamente. Este... Iată aici cum reușește să ia brațul adversarului. Da. Victorie importantă pentru Ion Pascu, 46 de secunde împotriva austriacului René Wollinger. Ion Pascu! Victorie prin submisie la sol, printr-o tehnică articulară, Kimura. Victorie spectaculoasă pentru bombardierul Pascu. Și acum partea mai grea de vorbit. Sincer, mă bucur foarte mult. Mă simt extraordinar pentru că pe majoritatea dintre voi vă știu personal. Și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Mă simt așa ca într-o sufragerie cu prietenii. V-am promis că o să creștem cu această gală. Și eu zic că suntem pe drumul cel bun. Urez, mulțumesc foarte mult Antene 1, pentru că fără ei nu puteam să formăm această gală. Întrege echipe, suntem o echipă mare și cu voi împreună o să facem lucruri frumoase. Vă mulțumesc încă o dată și să ne vedem în următoarea gală. Spectacolul oferit în această seară. Mulțumim publicului, ați fost extraordinar!